Hristos a înviat! Bună seara, dragii mei telespectatori! Iată-ne din nou la emisiunea Pixelul Albastru, emisiunea de revista presei, în care prezentăm știrile de peste zi, atât din cele locale, cât și din cele naționale. E să vedem de pe bitv.info, avem o știre bună. Distinții pentru o școală și un profesor din Pașcani, cei mai buni la chimie. Dar la Ursuleasă, scrie. O școală și un profesor din Pașcani au primit titlul de cei mai buni la chimie. Este vorba despre profesorul Otilia Pintilie de la Colegiul Național Sadoveanu din Pașcani. Distințiile au fost oferite în cadrul unei competiții unde au participat aproape 1500 de elevi și profesori din toată Universitatea Cuza din Iași. Pasiunea pentru muncă au făcut ca o echipă din 10 elevi și profesorul de la Colegiul Sadoveanu să fie printre cei mai buni la concursul național de chimie Magda Petrovanu. S-a desfășurat pe 16 aprilie 2016 acest concurs și la Facultatea de Chimie din Iași. Au avut numai rezultate foarte bune, premiul întâi și sunt următorii elevi, de exemplu, Ștefan Frăsilă, elev în clasa 7, a obținut premiul întâi Alexandra Tudorache, elev în clasa 8, Victor Pintilie, întreanul Bogdan Enache și Liviu Cornea, elevi în clasa 12. Ei au fost pregătiți de doamna profesoară Otilia Pintilie. Bravo lor! Bravo lor! Să vedem acum, tot pe bitv.info, o știre scrisă de Cătălina Filote, se dau tichete de grădiniță la Pașcani. Am vorbit ieri de niște stipendii care se dau pentru copiii din familii nevoiașe, pentru a fi școlarizați. Vești bune pentru părinții care au copiii la grădiniță. De săptămâna viitoare se vor fi distribuite tichete sociale în valoare de 50 de lei, menite să stimuleze prezența prichindeilor din familie defavorizate la învățământul preșcolar. Și câteva rânduri să spicuim de aici. Conform spuselor reprezentanților primăriei din Pașcani, tichetele au fost tipărite și urmează ca în cursul acestei zile să fie semnată dispoziție pentru acordarea lor. În prezent, în municipiu, aproximativ 135 de familii se încadrează pentru a primi aceste ajutoare. O condiție esențială pentru acordarea lor reprezintă prezența copiilor la grădiniță, dar și plafonul maxim de 284 de lei pe membru de familie. Pentru că aceste etichete se dau doar pentru familiile nevoiașe și nu se dau decât numai dacă copiii sunt duși la grădiniță. Nu se primesc tichetele și copiii să stea acasă. O știre mai puțin bună. Salmonela în toba de la SC Marcel SRL din Iași, 25 de persoane au avut nevoie de spitalizare. Este preluată știrea de pe BZI. Ancheta medicilor epidemiologi și analizele de laborator au confirmat că în toba pe care au consumat-o mai multe persoane s-a găsit o tulpină de salmonela. De asemenea, alte 7 tulpini de salmonela au fost identificate la pacienți internați. 15 persoane, printre care și un copil, au necesitat spitalizare și alte 8 au primit tratament la domiciliu. Ancheta epidemiologică efectuată în urma îmbolnăvirii a 25 de persoane care au consumat preparate din carne de la SC Marcel SRL din Iași s-a finalizat. Persoanele respective au declarat medicilor că li s-a făcut rău după ce au mâncat tobă. La Spitalul Municipal Pașcani au fost internate 13 persoane, din care un copil în vârstă de 15 ani, iar alte 2 au fost spitalizate la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. 8 persoane au primit tratament medicamentos la domiciliu. Probele recoltate din tobă au evidențiat prezența unui tulpin de salmonela. De asemenea, la pacienții internați s-au identificat 7 tulpini de salmonela. Păi, nu e bine. Uite cum se perpetuează un lucru foarte rău. Dacă ne luăm după scandalul care este vehiculat în toată țara cu firma Hexifarma, care uite, este știrea de pe realitatea.net, scandalul Hexifarma blochează sistemul sanitar, spitalele în care nu se mai operează. Conducerea spitalului, de exemplu, Marius Nasta, a decis ca operațiile să se asisteze joi, motivând că decizia a fost luată pentru siguranța medicilor și pentru siguranța pacienților. În acest moment, doar
intervențiile chirurgicale de urgență sunt realizate la acest spital și nu se mai fac analize. Aceeași situație se aportează și în alte 4 unități sanitare din țară. Dragii mei, eu știu că suntem în economie de piață și că totul este pentru bănuț. Totul este pentru bănuț. Să iasă bănuțul cât mai gros, să se facă profit, dar profitul ăsta n-ar trebui să fie făcut peste cadavre. Nu contează, trebuie neapărat să iasă profitul și atunci noi să facem oricum. Sunt organisme în țara asta care exact fac analize de laborator pentru orice. Mai ales când e vorba de domeniul alimentației și domeniul sanitar. Aici ar trebui, nu știu, eu nu văd un lucru de joacă, să lucrezi în domeniul ăsta și să dai marfă care să îmbolnăvească populația. Sau marfă care, să, dacă lucrezi pentru sistemul sanitar, în care pacientul respectiv să fie pus în pericol. Vă dați seama, un medic prescrie o rețetă sau folosește un dezinfectant sau folosește ceva pe care el este absolut sigur că ceea ce folosește pacientului nu îi va face rău. Și te trezești cu pacientul că îi se complică după operație, îi se complică boala, se întâmplă de ajunge mai bolnav decât trebuie, decât ai vrut să-l însănătoșești. De ce? Pentru că din dorința unor mari patroni, în colaborare cu anumite interese și oameni care poartă aceste interese, pentru a face bani, se diluează substanța activă dintr-un medicament sau se diluează substanța activă dintr-un dezinfectant sau de toate. Din dorința de a face bănuți, nu mai dai la analiză anumite alimente, din dorința asta. Pentru că, domnilor, ce se lucrează în domeniul calității, mai ales în domeniul alimentar și sanitar, trec peste niște etape de verificare și resverificare. Nu pot să cred că s-au falsificat sau ceva în genul ăsta. Adică, eu cred că până la urma urmei se ajunge la un compromis undeva. De ce să ai alimente cu salmonela? N-ar trebui să fie. În Germania sau într-un stat cu adevărat european, păi ești închis. Sunt niște legi peste care nu se face niciun fel de rabat. Atentatul la siguranța cetățeanului, la sănătatea lui, este aspru pedepsit. Și, într-un fel, e bine, uite, au fost transmise aceste vești pe post, sunt date, se văd, le vede și omul de rând, sunt cunoscute, au ajuns în presă, sunt prezentate, se ajunge de urgență, văd că în situații imediat în tribunal, și ajunge în fața justiției. Justiția vă că își face treaba, pentru că, vedeți, de exemplu, cu firma asta cu medicamentele a fost rapidă treaba. Nu. Bine, este trimis în judecat, se analizează în continuare, dar, totuși, nu ar trebui să se ajungă în starea asta. În cazul acestor firme, ar trebui să se ridice licența de funcționare. La revedere! Nu mai operezi, nu mai lucrezi, nu mai aduci produse. Pa! Pentru a fi, cum să spun, să nu existe joacă. Știi? Doamne, niște medicamente, ce o să-mi fac? O să-mi pun o amendă. Eu am câștigat 30 de milioane de euro pe avere și mi-am făcut avere pentru ce am făcut eu acolo, îmi dă o amendă de 3 milioane de lei. 300 lei, 500 lei, hai să spunem 1000 lei, 5000 lei, am făcut și de milioane de euro profit. De când
lucrez cu contrafăcuti. Nu, deci aici e vorba și de umanitate. Aici e vorba și de umanitate. Nu, eu când scot un produs, nu scot o mașină care mâine nu mai funcționează și îmi vine în service. Este vorba de sănătatea și de siguranța cetățeanului. Omul poate muri. Păi și eu ce fac? Om de afaceri care mă ocup cu așa ceva, ce fac? Diluiez până unde? Sau până unde merge inconștiența mea? Deci trebuie un sistem de calitate atât de corect pus la punct, încât să nu fie nici măcar 0,01% posibilitatea să transpire ceva, adică între ghilimele, să treacă vreun produs neconform. Este vorba de oameni. Iar când e vorba de oameni, nu există rabat. Ar trebui din interior încă făcut, din managementul calității acelei firme, făcut un sistem de protecție. Să nu existe, să ajungă pe piață produsul neconform. Deloc. Deloc. Îmi povesteau niște prieteni că acum câțiva ani că fiii lor și-au făcut o firmă împreună cu un neamț în Germania pentru ouă bio, eco. I-au prins germanii pe români în proiect pentru că nu vreau să aveau bani, dar nu vreau să muncească ei la ferma aia de păsări. Și au prins pe români, pe românii din cazul ăsta, împreună cu, i-au cooptat cu un 10% din afacere, pentru că românii se duceau, vizitau la două zile sau ceva în genul ăsta, luau ouăle și le puneau și le dădeau la comerț. Spunea că avea, bineînțeles, o modalitate, când au făcut firma, au venit inspectori, au cerut fonduri europene. Și ei n-au văzut niciun ban, dar au completat la bancă chestionarea, au venit băncile, au venit firma care dădea fondurile, au completat chestionarea, au completat chestionarea, le s-a dat, s-a făcut un calcul de venituri, de buget, de concedii, două concedii pe an, totul, cheltuiala făcută la maximum pentru ca să nu existe cumva vreo, cât prognozau, producție, tot. Calculele făcute din toate punctele de vedere. Cine îți ridică ferma? Deci ei aveau doar un spațiu, atât, un teren. Cine îți ridică construcția? Firma cutare. Bun, s-au dus la firma cutare, banca a încheiat contractul, cine îți aduce plasa pentru gard? De unde iei găinile? De unde aprovizionezi furajele și toate? Toate erau făcute prin intermediul băncii. Nu s-a dat un ban. Un ban. Nu a luat neamțul și nici românul în mânuță. Nu. Toate au fost doar semnături de hârtii și de acte. Și după aceea i-au urmărit procesul. Au spus că atunci când intrau la păsări, se spălau, salopetele alea și cu un jet de ceai, un anumit ceaiuri de plante, ca să nu fie nimic chimic. Nici măcar în contact cu păsările respective. Păsările stăteau într-o... făceau ouăle pe un anumit jgheab, ouăle veneau, nu mai erau culese. Prin sondaj, inspecția de alimentație, cum ar fi la noi DSV-ul sau DSP-ul, sau, au venit și au luat prin sondaj ouă din magazine. Și au găsit într-o anumită lună un șef de tură de la firma care distribuia furajele pentru ferma asta de păsări, eco și bio, a încurcat foaia de parcurs. Și șoferul care trebuia să aducă furajele eco s-a dus la altă fermă și șoferul care trebuia să ducă la altă fermă unde erau găini obișnuite și nu era... a venit cu furajele la găinile care creșteau bio. Și s-au găsit urme de antibiotice și de alte substanțe folosite în furajele respective în ouă.
Atunci a fost și inspecția respectivă. O lună sau două, ouăle au fost retrase, și da, nu retrase de pe piață, pentru că se puteau, dar nu au mai fost date la prețul pentru ouă bio. Au fost date la prețul pentru ouă standard. Bineînțeles, firma a înregistrat un deficit, pentru că tot deficitul ăla a fost dat, că s-a urmat pe, a mers pe parcursul, pe drumul furajării, în amonte și în aval, s-a mers să vadă unde a fost neconformitatea. Firma care, și s-a văzut, la tura de serviciu acutarea, s-a făcut schimbul de foi de parcurs și mașina care trebuia să aducă furajare bio pentru găinile bio, n-a adus. Ei, acolo s-a găsit neconformitatea, iar firma respectivă a plătit diferența și amenda și toate. Deci nu a plătit firma respectivă, pentru că ea în ciclul ei de producție avea totul perfect. Dar s-a făcut sondajul. Și se fac sondaje. Doar stau și văd și mă gândesc, oare trebuie să ajungă omul în spital cu salmonela sau nu se pot face sondaje? Așa. Iau o bucată de tobă de aici, o bucată de cârnați de aici, o bucată de aici. De care marfă, care produs, fac proba, găsesc tulpină de salmonela. Retrag marfa. Nu se poate face așa ceva? Sau vine inspecția statului. Iau din flacoanele de medicamente, de dezinfectanți, fac probă. Și atunci văd că e de 10 ori mai diluat. Retrag de pe piață. Nu există așa ceva? Există. Dar unde sunt interesele? Despre interese vom mai vorbi și după pauză. Vom încerca să facem acum o mică pauză publicitară și după aceea vom vorbi și despre alte știri. Te rog frumos, pauză. Fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria pe Vegetonplast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722-661-485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tomplast, pentru un cămin fericit. Pentru noi, conceptul de personalizare semnifică un crez, un scop, ceea ce facem în fiecare zi. Intenționăm să extindem acest concept la absolut tot ceea ce ne înconjoară, pentru că noi credem în produsele și spațiile care ne reprezintă. Tocmai de aceea, atunci când ai nevoie de tâmplărie PVC, apelezi la noi. Un partener pentru viitor. Zâmbetul copilului tău este prețios, iar fericirea lui este mai presus de orice. Vino la magazinul Ioana în spatele poștei din Deal pentru fericirea celui mic. Jucării, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru toate categoriile de vârstă. În plus, la etaj vă așteptăm cu o gamă variată de cărucioare, premergătoare, pătuțuri, triciclete, jucării de pluș și articole party. Am păstrat aceleași prețuri mici la scutecele Pampers și Happy, iar pentru botezul bebelușului tău găsești hăinuțe la prețuri pentru toate buzunarele. Ioana, supermarketul copilului.
copiilor te așteaptă cu oferta săptămânii. Role reglabile pentru copii, diverse culori și mărimi, la numai 99 de lei și 90 de bani. Ioana, mereu cu gândul la copilul tău. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii, reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac Țac. Apa Vital. Grijă de apă, grijă de oraș. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Dragii mei telespectatori, de pe realitatea.net, scutul antirachetă Aegis Ashore de la Deveselu a devenit activ. Avertismentul transmis de Rusia. Mamă, Rusia e nebunită. Momentul istoric pentru securitatea națională a României. Joi s-a inaugurat scutul antirachetă de la Deveselu. Sistemul a costat 800 de milioane de dolari și va apăra întreaga Europa de amenințările venite din afară ei. Odată cu vestea inaugurării, a venit și o nouă reacție dură de la Kremlin. Moscova afirmă că amplasarea scutului de la Deveselu reprezintă o decizie greșită care afectează securitatea Rusiei. Două. Afectează securitatea Rusiei din nu se mai poate. Adică ea când vrea să dea cu bombe nucleare, noi îi dăm jos. Și afectează securitatea ei. Și ea, ce spune la baza de la Deveselu există un radar performant, interceptori de rachete și echipamente de comunicații. Deci sunt niște gloanțe care se trimit asupra rachetelor de orice tip venite din zona rusă. Interceptori de rachete și echipamente de comunicații. Dacă vreodată ar fi într-adevăr lansată o rachetă din direcția teritoriilor aliate, ar fi imediat depistată de radarele mobile aflate pe nave americane sau cele amplasate în Turcia. Apoi se activează baza de la Deveselu, de unde va fi lansat un interceptor. Adică o altă rachetă capabilă să distrugă în zbor pe cea inamică și să elimine pericolul. Păi cu ce e afectată Rusia? Adică îi cade bomba ei în cap? Nu știu. Decizia este dăunătoare și greșită. Poate încălca stabilitatea strategică, a declarat Mihail Ulianov, șeful Departamentului pentru Armament și Neproliferare din cadrul MAE rus. Pentru agenția rusă Interfax. Astfel sunt afectate în mod direct interesele noastre de securitate, a arătat el. Adică eu, dacă sunt agresiv, am interese de securitate. Așa spune rusul, ceva în genul ăsta. Dacă nu mă las să-ți dau doi puni, înseamnă că mi-afectez securitatea mea, ceva în genul ăsta. Cum adică? De ce să-mi dai tu mie puni? Păi nu, trebuie să te legi cu mâinile la spate, ca să fiu sigur că tu ești inofensiv. Și să vii să-mi dai cum vrei tu. În plus, Ulianov a afirmat că sistemul utilizat ar fi capabil să lanseze rachete de croazieră, ceea ce reprezintă o amenințare. Băi, astea sunt interceptoare mici, uite, vezi racheta aia care merge și el vine cu un interceptor, adică cu un tub gol care îl dă jos pe ăla. Are motor și un tub. Nici n-are exploziv, probabil, în el, că așa am mai auzit și eu pe la emisiuni. Dom'le, e un tub, e un glonț, care îl trage înspre o rachetă inamică. Hai să vedem ce mai spune și tot pe realitatea.net, tot în legătură cu. Desfășurarea de elementele scutului american antirachetă în Europa încalcă tratatul privind lichidarea rachetelor cu rază scurtă și medii de acțiune, alea sunt rachete de atac, gen Tomahawk, nu sunt rachete de apărare. Dar obligă Rusia să ia măsuri de răspuns de ordin tehnico-militar, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse Maria Zaharova, citată de TASS. Păi să-și ia măsuri de securitate, ce să-i fac eu? Dacă o să venim și noi cu rachete supra lor, să ne dea jos. Dar noi nu venim cu rachete supra lor. Dragii mei, Rusia
Zice ea de securitate, mereu de securitate. Să vedem Zaharova ce spune. În acest fel, Statele Unite a încălcat tratatul INF, lucru care suntem nevoiți să-l declarăm deschis și fără niciun fel de formulări diplomatice suplimentare. Este vorba de încălcarea acestui acord, potrivit Mariei Zaharova. Aceasta a amintit că Rusia a intenționat de nenumărate ori, asupra pericolului ca situația privind sistemul american antirachetă să evalueze conform unui scenariu negativ, însă îngrijorările ei sunt în continuare ignorate. Din aceasta tragem o concluzie, inclusiv cea în care privește luarea de contramăsuri de ordin tehnico-militar, a spus ea. Și este cumva... că de-a lungul mai multor ani, partea rusă a atenționat de nenumărate ori cu privire la riscurile pe care le creează pentru securitatea internațională, stabilirea strategică și desfășurarea unilaterală și neîngrădită a sistemului american de apărare antirachetă. Băi, deja și cum sună? Sistem de apărare antirachetă. Deci tu dacă îmi dai cu rachete mie în cap, eu ți le dau jos. Sistem de apărare. Deci nu e un sistem ofensiv, sistem de atac cu rachete. Nu, e un sistem de apărare cu rachete. Și ei sunt supărați. De când de la Petru, de la Petru cel Mare, țarul Rusiei, Rusia mereu a fost un factor de instabilitate în zona asta răsăriteană și a Europei. În zona asta, mai ales în zona balcanică, în zona Mării Baltice și în zona Mării Negre. Dorința țarului de a ieși la mări, dorința țarului de a avea Constantinopolul și nu numai. Că și ceilalți țari tot au continuat și după aceea URSS, care a fost marea putere, după aceea Rusia, Rusii, totdeauna ei au zis dacă voi vă apărați înseamnă că sunteți factori de instabilitate. Rusia a spus despre România că este o țară imperialistă și atunci când s-a unit Basarabia cu România în 1918, prima provincie românească care s-a unit la România, a fost Basarabia. Imperiul Rus, de la sfârșitul Primului Război Mondial, a căzut, a colapsat, Lenin preluase Revoluția Bolșevică și a semnat un tratat unilateral cu Germania de încheiere a războiului. Și el a făcut a dat un decret de autodeterminare a popoarelor, prin care fiecare popor să-și continue drumul cum voia. Basarabenii noștri au folosit acest document eliberat de Lenin și au spus, domnule, noi vrem să ne unim cu România. Bineînțeles că ăștia nu le-au convenit, că Lenin a gândit hârtia aia, decretul ăla, legea aia, în felul următor, autodeterminare cum vrem noi. N-am înțeles asta. Și ei erau supărați. Și prin pactul Ribbentrop-Molotov au hotărât ca Basarabia să fie dată lor. Germania atunci, prin Hitler, a spus că n-are interes în zona Basarabiei. Și ne-a luat-o. Dar când ne-a luat-o, ne-a luat-o cu tot cu Bucovina și cu Ținutul Herții. În sensul că ne-a luat Bucovina ca despăgubirii pentru timpul cât am ținut noi Basarabia, din 1918 până 1940, și ne-am luat Ținutul Herței așa moca. La sfârșitul războiului de independență, vă mai dau un exemplu. Când în 1877-1878 ne-am luptat cu turcii și am obținut independență. Faptul că i-am ajutat pe ruși în războiul acela, că fiul țarului a cerut principului Carol să alăture armata română în războiul pe care după aceea noi l-am numit de independență și am obținut noi independența, ca drept răspuns, rușii când s-au retras, au jefuit România zdravă și au mai luat și sud Basarabiei, știi? Așa că a răspuns la cât de neagresivi sunt ei și ce factori de stabilitate sunt în zonă de câteva sute de ani. Așa au un factor de stabilitate în zonă de mă lasă perplex când îi aud că ei vor stabilitate. Stabilitate cum? Cum stabilitate? Stabilitate sub carâmb și cu sub cizmă rusă. Aia e stabilitate în mintea lor, nu? E așa că noi mai bine ne apărăm. Ne apărăm cu Uniunea Europeană, ne apărăm cu NATO, ne apărăm cu americanii, ne apărăm cu cine vrem și cu cine putem. Carol I s-a apărat cu Germania,
Antonescu s-a apărat cu Germania, cu cine au reușit? Noi ne-am apărat. Pentru că factorul de stabilitate rus nu a fost conform au vrut, așa cum au vrut celelalte popoare. Înțelegeți? De exemplu, polonezii sunt sătui, mai ales după Katyn, de factorii de stabilitate rusă. Și nu numai noi, că eu vorbesc aici așa sunt român, toți care sunt vecini cu ei. Uite, cred că ucrainienii în momentul ăsta au o stabilitate în zonă. Crimea a fost luată numai cu stabilitate din partea rusă. Vă dați seama? Așa că eu când iau pe ei că vorbesc de stabilitate și nu vă apărați, băi, de ce vă apărați? Că prioritați stabilitatea în zonă. Eu nu, tind să nu am încredere. Bun, și mai este un caz, de pe realitatea.net, cazul Ionuț Anghel, familia despăgubită cu 2,4 milioane de euro, administratorul terenului după gratii. Dosarul morții, țineți minte că a fost un copil care a fost mușcat de câini până a murit. Mâncat de câini, pur și simplu. Dosarul morții lui Ionuț Anghel, copilul de 4 ani sfârșit de câini pe un teren situat lângă un parc din sectorul 2, a ajuns la final. Judecătorii Curții de Apel București au decis astăzi ca familia să fie despăgubită cu 2,4 milioane de euro. Despăgubirile ar urma să fie plătite de administrația sectorului 2 și de administratorul terenului. Totodată, administratorul firmei care deținea terenul a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare. Dragii mei, aici e rău. Pot să ți se dea, nu că 2,4 milioane de euro sau pentru un copil, pot să-ți dea toată averea de pe lume. Nu-l mai aduce înapoi nimeni. Asta e important. Că nu-l mai aduce înapoi nimeni. Și cei care au în grijă, administrații și toate astea, să mai aibă grijă și de câinii de pe stradă. Pentru că uite ce pot face. Și animalele nu-s vinovate. Noi suntem vinovați, că nu știm ce să facem cu ele. Ordinea la noi stă, nu la ele. Bine, dragii mei, dacă am ajuns până aici, să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea pace și înțelepciune. Că restul, totul vine de la sine. O seară frumoasă vă doresc. La revedere!